Bună tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi sunt împreună cu Dr. Cristina Cocioabă. Bună, Cristina! Bună! Salut, ce mai faci? Uite ce să fac. Am venit și eu de la muncă, m-am mai urtit puțin pe aici și acum filmăm acest video care va fi foarte interesant. Da, am zis că dacă tot a fost admiterea și acum o să viți în primul an de facultate, dar nu numai, să vorbim un pic despre niște lucruri pe care am fi vrut noi să le știm înainte de a începe facultatea, niște lucruri pe care le-am greșit noi, poate am făcut anumite greșeli și am învățat din ele și poate vă spun și vă și sfaturi sau niște chestii utile. Și da, nu știu, tu-ți mai aduci aminte cum era la început când ai aflat că, ok, urmează să intru la, am intrat la medicină deja, urmează să încep primul an, care erau gândurile tale? Nu știu, aveai și așteptări? În primul rând, eu când am început facultatea, m-am și mutat de acasă. Sunt din Târgu Jiu deloc și am venit în București. Era prima dată când veneam în București. Adică mai fusesem înainte, dar nu să fiu pe cont propriu. Și eram foarte excited așa că o să mă mut într-un oraș nou și că am început facultatea de medicină. Mi-aduc aminte că eram foarte mândră să zic că o să fiu studentă. Însă entuziasmul meu s-a dus repede, pentru că nu m-am gândit vreodată exact cum o să fie la început și ce mă așteaptă și am intrat încă din prima zi de facultate, s-au făcut cursuri, a fost așa de dimineața până seara, am fost în laboratorul de anatomie, am văzut cadavrele, toate bune și frumoase, însă deja din a doua, a treia zi, programul era mult prea încărcat pentru mine, fiind obișnuită cu programul din clasa 12-a. Da, și a durat ceva până să mă obișnuiesc. Poate ar fi fost o idee bună să știu dinainte că o să am un program atât de obositor și să știu cum reacționez eu la el și eventual să mă organizez un pic sau, nu știu, să limitez alte activități și să mă focusez o perioadă doar pe chestia asta. Dar, în final, a fost bine. După ce te obișnuiești, lucrurile devin mai ușoare. Tu capeți o anumită toleranță la oboseală și te descurci. La Da, e tine adevărat. cum a fost? Uite, o să avem cumva experiențe diferite, pentru că tu ai plecat la facultate în alt oraș, am rămas, eu fiind din Iași, am rămas în Iași și cumva au fost avantaje și dezavantaje, că sunt avantaje și dezavantaje și într-o parte și în cealaltă, adică cumva cu partea de mutat, eu nemutându-mă, mi-a fost poate mai simplu, dar poate n-am avut neapărat experiența aia de facultate, de sala cămin, știi, de, nu știu, mers și mânca la cantină, toate chestiile alea. Da, uite, și eu la fel, mi-aduc aminte că primele zile de facultate erau super pline și nu știam, habar n-aveam ce înseamnă pe orarul ăla anumite, știi că sunt cu, știi cum e orarul, cred că toată lumea are orarul la fel. Da. Și nu știam să citesc orarul, am avut, mi-aduc aminte că prima zi, primul LP a fost la biostatistică, într-un alt cadru, nu la UMF, la BIM, la bioinginerie. Nu înțelegeam unde este, că era într-o sală asta de LP, unde e sala de LP, cum să citim asta, orarul, ca să-mi dăm seama. Deci a fost o întreagă nebunie. Și la fel, cum ziceai și tu, cred că din a doua, a treia zi ne-a spus deja să începem să învățăm anatomie, ne-a luat așa foarte tare. Da, era, eu am fost șocată și eram deja, bine, am înțeles după aia când mi-am cumpărat cărțile, noi am învățat după ranga și erau niște cărți cu un scris foarte mic și foarte mari, adică dublu fiecare carte față de manualul de admitere. A fost destul de scary. Asta e că știi, ai cumva un program, dar na, asta e, toată lumea trebuie să obișnuiască chestia asta, cum e la liceu, în care ai numai 4, 5, 6 ore, să zicem, în fiecare zi și cumva e mult mai structurat și știi că începi la, nu știu, la 8, termin la 2, aici poți să ai un dimineața la 7 jumate, mai ai un la 12, mai ai un curs pe la 4 jumate, 5, adică e până la 7 jumate, inclusiv aveam LP-uri și cursuri. Și am ceva, istoria medicinei de la 5 jumate la 7 jumate. Îți dai seama că nu mai era nimeni atent la 7 Da. jumate să mai audă ce se întâmplă pe acolo. Da, nu, a fost interesant și era cumva și destul de și scary, cum știi, și așa entuziasmat când te gândeai că, băi, uite, student, acum e cu totul diferit. Da, dar țin minte că eram foarte entuziasmată să văd exact ce înseamnă materiile astea și să aflu mai multe despre medicină, dar în același timp eram și foarte pierdută, adică mi-a luat destul de mult timp să-mi dau seama ce înseamnă LP, știi?
că el pe vine de la lucrări practice. Nu, nu aveam nicio noțiune despre cum o să fie viața la facultate și poate ar fi fost mai util să întreb dinainte. Nici m-am gândit să vorbesc cu cineva și să caut studenți mai mari. Atunci nu era ca acum să stai să cauți pe cineva să te explice ce puțin. Da. Nu, și nu erau așa multe pe YouTube, adică n-aveai de unde să afli foarte multe informații. Da, da, da. Și țin minte că eram pe niște grupuri de Facebook, dar eram doar noi cei care dădeam admiterea, nu erau și studenți mai mari. Și cu învățatul cum a fost? Cum ți s-a părut trecerea de la liceu la facultate? Am văzut colocviile? Deci, trecerea de la liceu la facultate a fost un mare șoc pentru mine. Eu, în general, în liceu, prindeam așa din clasă, știi? Adică trebuia să muncesc destul de puțin acasă ca să iau niște note ok. Și când am venit la facultate și am văzut că este un volum foarte mare de învățat și sunt niște noțiuni care mie mi se păreau complet noi și țin minte că la noi LP-urile de anatomie au început cu oasele și prima dată am zis, ce pot să învăț despre oase? Și după aia când am văzut șanțuri, fisuri, fațete, articulații, am zis, ai, de capul meu, nu se poate. A fost destul de greu și chiar a fost un efort foarte mare să reușesc să învăț, mai ales că eu am făcut greșeala ca în timpul semestrului să nu mă ocup atât de mult de materiile astea, adică eram atentă la cursuri, la LP-uri, dar greu găseam timp să citesc acasă și în sesiune a fost foarte greu să reușesc să fac față. Deci un sfat de-al meu pentru cei care ajung în anul întâi să încerce să citească, e greu, pentru că cel puțin la noi la Carol Davila programul este foarte încărcat și mai ales dacă vii din provincie și ai trăit cu părinții până acum și aveau ei grijă de tot, în momentul în care te-ai mutat singur, deja lucrurile devin complicate. Și da, este destul de greu, dar ideal ar fi să reușești să înveți din timp pentru că e greu în sesiune. Deci primul lucru pe care trebuie să-l știe, că tot vorbeam despre lucruri pe care trebuie să-l știe bobocii, ar fi să se pregătească din timpul anului pentru sesiune, din timpul semestrului pentru sesiune, pentru că nu o să apuce să învețe numai în sesiune. Măcar să te familiarizezi puțin cu materialul pe care l-ai de învățat, să citești o dată de două ori, adică nu trebuie să înveți toate detaliile din timpul semestrului, dar nici să nu te intereseze și să intri în sesiune cu material neparcursă. Lucru pe care după aceea l-am învățat și am învățat din timp și a fost mult mai ok în anii următori. Da. Plus că cred că cu cât înaintezi în angen, în facultate, cumva știi să și înveți mai bine, știi cum să înveți, ai învățat cum să înveți și cumva e mai simplu să clădești pe o fundație pe care deja o ai. Dacă nu ești la început, în primul an, în al doilea an, totul e nou pentru tine, nu știi nimic, adică știi numai materia de admitere și e mult mai greu să înțelegi. Este ca și cum ai învăța o limbă străină, știi? Mie mi se pare că primii doi ani din medicină sunt așa, înveți vocabularul și după aceea pe vocabularul ăsta vii și adaugi mecanisme și chestii mai logice și așa, dar dacă tu nu ai cuvintele de bază, între ghilimele, nu ai cum să înțelegi restul și de asta probabil este și mai greu până ți însușești toate aceste noțiuni care sunt destul de multe, e greu. Clar. Și uite că tot vorbeam de examene și de sesiune, un lucru pe care cred că ar trebui să nu-l facă studenții ar fi să nu se panicheze când vine vorba de examene. La tine cum au fost cu examenele? Eu mă panicam înainte de examene de anatomie. Și de fapt mă panicam înainte de examenele orale, dar pentru mine anatomia a fost șocul cel mai mare pentru că mi era foarte greu să învăț și îți dai seama că frica era mai mare. Plus că panica asta era alimentată și de faptul că mă comparam cu colegii mei care poate aveau înclinație spre materiile astea descriptive, le plăceau mai mult și le învățau mai ușor. Și eu văzând că XY învață ușor și eu stau și mă chinui și nu reușesc, învățam un subiect, îl uitam, mă luam de la capăt, îți dai seama că mă alimentam cu o panică și o anxietate că sunt proastă, nu știu nimic, nu o să mă descurc. Și asta scade performanța la examen. Dacă acum uitându-mă înapoi, îmi dau seama că
Știu multe lucruri, pentru că mă întâlnesc cu noțiunile pe care le-am învățat atunci, adică ele au rămas acolo. Doar că în toată panica aia de examen, tu nu-ți dai seama că, de fapt, munca ta contează și că tu ai reținut niște lucruri. Poate nu atât de bine ca colegul care poate a depus mai mult efort ca tine, dar și tu știi niște lucruri. Nu este ca și cum te duci acolo și este blank în mintea ta. Da, nu, clar, nu trebuie să te compari. Cum ziceai și tu, sunt persoane care au înclinație mai mare spre partea, adică memorează foarte bine anatomie, chestii descriptive, desenează frumos și își aduc aminte. Și eu, de exemplu, nu sunt genul ăsta de persoană. Mie nu mi-a plăcut anatomia absolut deloc. Cred că de asta nici dacă n-am făcut chirurgie. Cred că mi-a plăcut anatomia și mi-a ales partea chirurgicală. Dar așa mi-a plăcut în anul întâi, materia care mi-a plăcut cea mult a fost fiziologia. Îmi plăcea să înțeleg ce se întâmplă. Și de asta, la fel. Și cred că de asta, știi, ar trebui cumva să... Dacă nu, ok, nu le place anatomia, nicio problemă, cum trebuie să înveți ca să ia examenele să fie ok, dar nu vă comparați cu alte persoane, pentru că sunt persoane care învață foarte bine farmacul, nume de medicamente, tratamente. Sunt alte persoane care învață, nu știu, microbi sau alte materii foarte ușor. Deci eu aveam un coleg de grupă care citea odată un text și după aia venea la facultate și ne spunea că a auzit el despre boala cu numele X și nu știu ce se întâmpla în boala respectivă. Sau la fel, îi plăcea morfopatologia, îi plăcea anatomia, adică era clar un om care avea înclinații în direcția respectivă. Mie mereu mi-au plăcut mecanismele, mereu mi-a plăcut să stau eu să deduc logic ceea ce se întâmplă, să stau să analizez un text, să-mi dau seama, uite, dau medicamentul ăsta pentru că mecanismul fiziopatologic este următorul, știi? Adică am avut mai multă înclinație în partea asta. Da. Dar crezi cumva că ține, știu că tu vrei să te gândeai și la informatică, nu? Cred că ține cumva cu partea asta analitică. Da, cred că mie mi-a plăcut foarte mult matematica. Maica mea este foarte pasionată de matematică și mi-a transmis și mie pasiunea asta și mereu am avut o gândire mai logică, dacă se poate spune așa. Și da, probabil de aia. Și nu am o memorie bună, că ca să poți să ții minte toate lucrurile astea descriptive, trebuie să și ai o memorie foarte bună. Și dacă nu te naști cu ea, e un pic mai greu să poți să sedimentezi toate informațiile astea. Trebuie să le repeți foarte mult dacă nu te ajută memoria. Și cred că trebuie să cumva să și folosești și în liceu partea de memorie ca să înveți. Adică eu nu învăț niciodată pe de rost lucruri. Mi-era greu să învăț pe de rost și acum, la facultate, dacă în tot liceul nu am învățat pe de rost, știi, cumva mi-era mai greu acum să mă apuc să învăț. Eu toată chestia asta cu învățatul pe de rost am simțit-o acum la rezi. Pentru că știi și tu, citești textul, înțelegi toate bune și frumoase, uite ce logic este, dar când se apropie examenul trebuie efectiv să te apuci să înveți ca papagalul și să zici pe de rost. Deci învățam o propoziție și încercam să zic pe de rost și mi se părea plictisitor, mi se părea că uit și nu știu cât m-a ajutat pe mine la examen. Poate au rămas niște informații acolo, dar nu a fost... Probabil dacă aș fi învățat așa în facultate și aș fi exersat memoria mai mult, ar fi fost util și pentru rezi. Alt lucru pe care ai fi vrut să-l știi înainte să începi facultatea sau ceva, un sfat pentru studenți, poate referitor la chestiile extra, voluntariat, nu știu, extrașcolare? Mai mie mi-ar fi plăcut să fi făcut mai multe activități din astea de voluntariat cu SSMB-ul, Societatea Studenților de Medicină București. Eu am participat la câteva proiecte din SSMB, dar destul de puține și cumva am făcut după ce am fost eu confortabil cu învățatul și am avut un pic mai mult timp liber în anul 3. Dar mi-ar fi plăcut să fi știut cum să mă organizez și să fi putut să dozez lucrurile care se întâmplau în viața mea, să fi făcut asta din anul 1, pentru că mi se pare că te dezvoltă foarte mult, cunoști o mulțime de oameni de la care ai ce învăța și îți faci și prieteni și, nu știu, sunt niște experiențe care rămân cu tine, adică alea puține pe care eu le-am avut chiar au rămas cu mine și chiar pot să zic că punctual, că măi, uite, când am fost acolo, am învățat cu tare lucru. Nu, sunt total de acord cu tine, mi se pare, e o chestie pe care o recomand, să implice în SSMB, SSMI-ul nostru, mă rog, da, studenții de medicină Iași,
în tot felul de proiectele astea de voluntariat, pentru că, până ce știu, cunoști cumva de persoane, adică pe lângă partea, să zicem, școlară, academică, contează foarte mult și ce prieteni ai, ce viață socială, cum, ce faci altceva în afară de partea de învățat propriu-zis. Și tot de legat de extrașcolare, ce pot să mai recomand eu, este să mergeți la congrese și la conferințe, să încercați să prezentați voi. Chit că vă gândiți că, nu știu, o să fie greu sau că nu vă pricepeți sau că, nu știu, o să vă faceți de râs. În primul rând, ca să, că nu știu dacă ai fost și tu la congrese, conferințe? Eu am prezentat o singură dată și pot să zic că a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Îmi pare rău că nu am prezentat de mai multe ori, dar o să am ocazia în rezidențiat și o să rezolv chestia asta. Dar da, este o experiență într-adevăr utilă, însă eu nu o recomand tocmai din anul tâi, pentru că mie mi se pare că ar trebui totuși să dezvolți puțin vocabularul medical și să înțelegi cam cum stă treaba cu un caz clinic, dar poți să mergi la conferințe. Sunt congrese pentru studenți, unde prezentările sunt mai ușoare, adică informația științifică nu este atât de avansată ca la un congres pentru medici și mi se pare că participarea acolo chiar din anul întâi poate fi foarte benefică să te obișnuiești un pic cu mediul academic. Și la noi ce puțin în Iași erau am o organizație a studenților care se ocupa strict cu congrese. Și cumva ce e bine, de asta vă spun să mergeți la chestii și cu SSMB-ul, SSMI-ul, cu voluntariatul, că cunoașteți persoane în alte ani, în alți ani, pentru că noi ne făceam în grupă care avea un student de an mai mic cu un student de an mai mare. De exemplu, eu când am fost și am prezentat, eram cu niște studenți de anul 5-6. Și clar era mult mai ok, pentru că învățam super mult de la ei. Adică ei trecuseră deja prin, au mai prezentat, știau cum să facă, cum știi și tu, să înțeleagă diferența într-un caz clinic, dintr-un, nu știu, un sondaj, altă statistică și așa mai departe. Și cumva am învățat și eu de la ei furând așa informații, știi, și meserie. Știi, da, este ca și cum ai avea un mentor, știi? Exact, exact. Ceea ce este foarte important, mai ales în primul an de facultate, dacă reușești să cunoști pe cineva care poate să-ți dea niște informații cheie și dacă ai vreo problemă să poți să apelezi la persoana respectivă și să o întrebi, măi, uite, am problema asta, ajută-mă și pe mine, că nu știu ce să fac sau nu știu cum funcționează. Eu mereu am avut o problemă că nu știam cum funcționează chestiile administrative. Ok, vreau să merg la congres, să prezint o lucrare. Ce trebuie să fac? Cu cine trebuie să vorbesc? Unde trebuie să mă duc? La fel, de exemplu, lucrarea de licență. Nu știam nimic despre cum se face. Și aia trebuie să întreb studenți mai mari. Și tot așa, la rândul meu, am căutat studenți mai mari și am întrebat, măi, dar cum se face cu lucrarea asta de licență? Unde trebuie să mă duc? E bine să ai prieteni mai mari care este în drume. Da, deci, cum ziceam, să nu vă fie frică să întrebați, să aflați mai multe informații, întrebați mai multă lume, adică clar ajută. Și... Da, și se știe că majoritatea oamenilor vor să te ajute și vor să împărtășească din experiența lor, adică să nu vă fie frică vreodată să întrebați, pentru că sunt o grămadă de oameni care sunt dispuși să vă ajute oricând. Și de acum că vorbeam, mi-a venit în minte cu totul altceva, dar are legătură cu MFU. Vorbeam de sesiune și examene, nu dramatizați. Cu partea de panicat, nu dramatizați, chiar dacă, de exemplu, luați o notă mică sau, nu știu, primul examen și ați picat sau așa mai departe, nu e finalul lumii, nu s-a terminat, nu știu, viața și nu mai puteți să faceți nimica. Adică, mi-aduc aminte, eram în primul examen practic, în anul întâi, în prima sesiune. Genera ANATO, LPS, examenul practic și am luat cea mai mică notă în toată facultatea, am luat-o 6. Și mi se părea că, deci pe când dăduse, deci nu terminasem examenul ca zici că am picat. Mai aveam de dat grila și în mintea mea era ca pic grila, pic examenul, se duce sesiunea și să fac din nou anul. Nu știu, așa am ajuns de la, am luat o dată mică da. Examen practic la o să pic tot anul și, da, deci nu dramatizați, că nu e sfârșitul lumii. Da. Apropo de chestia asta cu anatomia, eu am avut restanță la anatomie semestrul întâi. La noi pe semestrul întâi se făceau membrele și pereții trunchiului. Și eu nu puteam să învăț fiecare mușchi unde este și fiecare arteră cu fiecare rămurică pe unde se duce. Și nu, n-am putut să învăț așa ceva, am picat examenul și m-am dus în toamnă la restanță. Dar vara aia când am învățat pentru anatomie... Am luat-o de la capăt și evident că nu m-am deșteptat cu mult, deci tot greu era să rețin chestiile alea.
Și întâmplarea a făcut că mi-au picat niște subiecte nașpa, pentru că noi aveam 100 de subiecte, 100 și ceva de învățat așa și te duceai și le prezentai oral. Și a fost probabil și profa într-o pasă proastă, pentru că astea sunt foarte subiective examene și ne-a picat pe mai mulți. Am fost destul de mulți atunci care am picat din nou în restanță. Deci eu atunci am venit acasă plângând, știam cât învățasem și știam că mă chinuisem și aveam senzația că, măi, dar sunt proastă, ce Doamne iartă, nu pot să învăț, că învăț atâta timp și nu reușesc să rețin chestiile astea. M-a bucnit plânsul acolo că profa zicea, dar voi nu ați învățat? Ce s-a întâmplat cu voi? Dar știți că eu am învățat și am încercat să și desenez și am încercat și cu programe și am încercat să și memorez și efectiv nu pot. Da, și m-am dus acasă două zile, am zis că nu sunt făcută de pentru medicină și că o să renunț și așa, și a fost singura dată în viață când eu chiar m-am gândit serios dacă ar fi bine să renunț și să mă duc să fac poli, pentru că eu mereu am vrut să fiu IT-istă. Dar după aceea, după ce a trecut tot surmenajul ăla și toată emoția și m-am calmat și nu știu, parcă s-a făcut lumină după ce am dormit vreo 12 ore, ne-a chemat din nou, m-am dus, am dat examenul, am luat 9 și totul a fost bine, anul acela am prins și bugetul, adică a fost chiar bine. Dar uite, o chestie de asta unde se adună mai mulți factori și o materie pe care tu înțelegi greu și vezi că alții pot și ție ți este mai greu și toate lucrurile astea combinate te pot face să dai în disperare, știi? Pentru că la mine atunci chiar a fost o chestie de disperare. Dar uite că a trecut, după aceea anul următor a fost mult mai bine cu învățatul în anatomie, a fost și materia mai frumoasă, da. A fost cardio, a fost pneumo, a fost partea de neuro, adică chiar erau mai interesante, le-am învățat mai ușor, am luat note bune și am terminat și facultatea și sunt medic și sincer, acum dacă stau să mă uit în urmă, mie îmi place că am ales medicină și că nu m-am dus și m-am făcut IT-ist, adică eu cred că sunt unde trebuie și sunt făcută pentru asta, adică nu mi-au trecut gândurile că trebuie să renunț, că poate nu sunt făcută pentru medicină. E foarte bine că acum știi la modul că ai trecut și îți dai seama că ai ales alegerea bună și că asta e, acolo e locul tău, sau aici e locul tău la medicină. Da. Mi-am dat seama târziu că am făcut alegerea bună, de-abia prin anul 3 când am intrat în clinică, în momentul în care a început interacțiunea cu pacientul și lucrurile au început să se lege și să aibă sens și să vezi că aplici practic ceea ce tu citești în cărți, atunci aia a făcut diferența pentru mine și mi-am dat seama, bă, este chiar mișto și chiar îmi place și uite că e logic și pot să fac asta și îmi și place foarte mult să lucrez cu oameni. Asta e că o să vedeți cei care abia acum ați intrat sau sunteți în anul 1-2, se schimbă total când începeți anul 1 și începe clinica și vezi că ai anumite materii și au legătură cu chestiile care ai învățat în spate, adică contează, vezi biochimia, vezi, nu știu, chiar și chestii de anato sau fiziologia, fiziopatul, contează, se tot leagă cumva unul cu celelalte și mie mi se fac mult mai fain. Anul 3, anul 4, mult mai interesant așa mai... Faci anamneză, vorbești, te gândești tu la modul 1, ce diagnostic ar putea să fie? Haide să vedem, adică e mult mai... Da, și vezi ceva la spital și te și impulsionează să te duci acasă să cauți sau să, nu știu, să te uiți la ceva pe YouTube, că noi acum suntem generația cu YouTube, nu mai căutăm în cărți. Da, e altceva. Cred că trebuie și multă răbdare. Primii 2 ani pot să fie destul de... boring așa și grei și anoși și dacă nu ai răbdare până ajungi la partea mișto a medicinii, poate să fie destul de greu și să-ți faci multe griji și să te copleșească anxietățile, știi? Da, exact. Îmi dau seama că cumva acum pentru noi e simplu să spunem chestia asta pentru că am trecut și nu mai avem, dar mi-aș spune și eu, dacă acum aș fi eu din anul întâi și m-aș vedea pe mine, mi-aș spune mie, știi, cea din anul întâi, că băi, relaxează-te și vezi că o să fie bine și că nu te dramatizezi, totul ok. Da, dar vezi tu, cum ce-ai tu din postura asta, e ușor să vorbești, dar adu-ți aminte cum erai și când era acolo la 18 ani, intrați la facultate și toate lucrurile te copleșeau și pe măsură ce înaintezi în facultate și te lovești de ele, te și maturizezi cumva, știi? Uh-huh. Ți se dezvoltă puțin și mentalitatea, ți se dezvoltă și capacitatea de învățare, ești și mai ordonat în gândire și normal că acum este mai ușor.
Dar na, cred că face parte din proces, adică și dacă nu treci prin greutățile astea și ajungi în niște specialități grele și te trezești că pică toate peste tine, nu-i bine, știi? Exact, așa că măcar acum te dai, dai cu capul de ele la început și cumva înveți să le menegeriezi. Cred că asta mi se pare cea mai important, să înveți cumva să le menegeriezi, că poți să ai și eșecuri, asta este, poți să ieși într-o mai proastă, poți să nu știi la un moment dat, da, să ai câteva zile mai proaste și nu reușești să înveți. Dar eu oricum mereu am zis și pe blog și pe Instagram și cu toți cu care am vorbit în privat că trebuie să ai răbdare. Și a fost greu pentru toată lumea. Nu trebuie să te simți singur, că este greu numai pentru tine și ai impresia că presupoști unul. Nu, nu este adevărat. Deci știu o grămadă de colegi care au avut fix aceleași probleme, poate și mai rău ca mine. Și totuși uite că toți suntem medici și suntem niște oameni capabili și ne facem meseria bine. Adică nu, dacă îți este greu într-o situație, nu înseamnă că ești mai puțin capabil. Trebuie doar să ai un pic mai multă răbdare până înveți. Și apropo de că la toți a fost greu, eu ce mă gândesc și apropo de toată lumea, că dacă toți au trecut prin chestia asta și acum uite, sunt medici, au reușit, sau au trecut prin rezidențiat și acum sunt medici specialiști, pot și eu. Adică n-ar avea de ce eu să nu pot dacă au trecut atât de multe generații înaintea mea. Exact, exact. Toți trebuie să gândească așa, adică sunt și o grămadă de alți oameni. Gândește-te că într-o generație de, nu știu, 1000 de oameni pe toată țara sau cât suntem într-un an, băi, gândește că sunt oameni cu diverse aptitudini, știi? Adică nu sunt toți trași la Indigo și au, nu știu, manualitate pentru chirurgie sau skill-uri clinice sau skill-uri pentru interacțiunea cu pacienții. Suntem, fiecare este diferit și totuși, dacă reușești să-ți alegi ceva pe care știi că ești bun, vei face performanță și vei fi un medic extraordinar, știi? Adică nu te definește o notă proastă la o anumită materie sau faptul că tu mai ai inclinație, nu știu, spre partea de fiziologie sau spre partea de anatomie. Și uite că tu spuneai pe chestia asta, un alt sfat pe care aș vrea să le dau este să încerce să-și dea seama la ce se pricep, să aibă cumva răbdare, da, să încerce cumva să nu-și ajungă în facultate, să gândească că eu vreau să-mi fac, nu știu, chirurg, nu știu de care, sau cardiolog, sau știu eu ce vor, și fără să mai uite la toate alte materii, să încerce cumva să-și dea seama, să fie cu mintea deschisă spre cap de materiale, să vadă, poate, cine știe, poate să le placă anatomie patologică sau dermatologie sau alte materii. Da, exact. Ideea este că în facultatea asta, deci până ajungi la rezidențiat, trebuie să înveți să te cunoști foarte bine ca să poți să fii sincer cu tine și să-ți alegi ceva care îți vine ușor și îți va face plăcere. Pentru că știi și tu că dacă ajungi într-o specialitate care nu-ți place și nici nu ești bun și nu înțelegi și nu te descurci, poate să fie și foarte frustrant. Și pe lângă chestia asta că nu-ți faci bine treaba, mai este și interacțiunea cu pacienții care și aia te încarcă și viața ta poate să devină foarte nasoală, știi, poți să ajungi la un burnout destul de aiurea dacă tu alegi prost. De asta în facultate e bine să fii super atent la tine, ce-ți place, spre ce ai inclinație, ce skill-uri poți să dezvolți foarte bine și să fii conștient și să accepti și faptul că nu poți fi bun la toate și să vezi și mai la ce nu ești bun, știi? O să fie foarte interesant pentru studenții de anul întâi, adică clar o să fie o experiență frumoasă, dar care vă, nu știu, sfătuiesc, na, să vă bucurați de tot facultatea și cu chestii, cum ziceam, de academici, dar și cu partea extra, să ieșiți și în oraș, să faceți și prieteni, socializați, adică gândiți-vă că sunt 6 ani de zile, e o perioadă lungă de timp. Da. Și a trebuit să vă bucurați de toată experiența asta pentru că trece și na. Și e frumoasă toată experiența și cu bune și cu rele, știi, că te maturizează, te învață foarte multe lucruri și dacă ar fi atât de simplu, nu, n-ar mai fi atât de frumos, știi? Vedeți după aceea când e anul 6 absolvirea, atunci e satisfacția că ați muncit pentru diploma respectivă și când primiți acolo diploma și nu știu... tag-ul, name tag-ul, exonul cu rezident și numele, așa o satisfacție. Uite, am muncit pentru chestia asta. Da, e o chestie pentru care ai muncit și s-a muncit foarte mult. Deci fiecare dintre noi a muncit extrem de mult ca să ajungă aici și a fost greu nu numai din punct de vedere al cantității de materie pe care trebuie să o înveți, știi?
Că uite, de exemplu, este mitul ăsta, că vai că la medicină este greu, că e mult de învățat. Nu este greu că e mult de învățat, este greu că este și presiunea mare, este și programul încărcat, este și mult de învățat, este, nu știu, e greu să te și organizezi ca să poți să ai și viața socială și să ieși și cu prietenii, să duci la facultate. După aia intri în clinică și vezi și cazuri care te afectează. De exemplu, eu la neurologie și la pediatrie, la neuropediatrie, nu, neurologie pediatrică, pardon, am avut niște întrebări din astea existențiale și de corectitudine care mi-au dat de bătaie câteva luni, știi? Adică te afectează și emoțional foarte tare și toate chestiile astea acumulate fac facultatea să fie foarte grea. Dar nu numai învățat, știi? Da, total de acord cu tine. Plus că e lungă, mai mult. Mi se pare că e așa un maraton, știi? Adică nu trebuie eu un, nu știu, curs de 100 de metri și gata, înveți, am dat examenul, am luat diploma. E un maraton și trebuie cumva să vă dozați energia. Că dacă vă chinuiți, vă stresați în primii 2 ani, după aceea apare un burnout și nu mai faceți nimic. Da, și stresul consumă atât de multă energie, deci este incredibil. Eu am văzut diferența dinainte și după rezidențiat. Deci în momentul în care s-a terminat stresul, calitatea vieții a fost considerabil mai bună. Mm-hmm. Deci este fantastic. Și dacă nu reușești să gestionezi stresul și din timpul anului și din sesiune, nu e bine. Ai toate dreptate. Și na, sper că v-a ajutat video acesta și sfaturile noastre. Mersi mult, Cristina, că ai vrut să povestești aici mai multe despre experiența ta. Cu mare plăcere! Cristina face și avidor pe YouTube și pe Instagram. O să vă las link-urile în descriere să vă uitați și ce povestește ea despre experiența ei la medicină. Ea este medic rezident pe radioterapie. Poate o să vorbim într-o zi și despre rezidențiatul tău. Vorbim, e o specialitate așa frumoasă, trebuie să vă povestesc despre ea. O să facem și un video legat de rezidențiat. Eu am o serie întreagă, dacă vreți, dacă vă interesează, puteți vedeți acolo. Așa că am vorbit despre bobocei și am vorbit despre bobocei la rezidențiat, ca să zic așa. Da. Da, sper că v-a plăcut video și că a fost util. Dacă aveți cumva și voi, dacă sunteți mai mari și aveați și voi niște sfaturi pentru bobocei sau, nu știu, niște lucruri pe care ați învățat și voi în facultate, puteți să scrieți în comentarii. Noi ne vedem pe viitoare cu un alt video. Până atunci, bye bye! Pa!